Justiția română, secția corecțională, de Ion Luca Caragiale. Interpretează Draga Olteanu Matei, Mihai Mereuță, Demrădulescu, Nicolae Neamțu Otonel, Rodica Popescu Bitănescu. Regia artistică, Ion Vova. Înregistrare din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic. Justiția română, secția corecțională, de Ion Luca Caragiale. Vine acum de se judecă procesul de înșelăciune și furt săvârșit în dauna reclamantei Caleopa Ionescu. Eu sunt, domnule prezident, și dânsul de Colea, care mi-a făcut pocinogul. Are și avocat, eu n-am. Da, spune-mi cum s-au petrecut lucrurile. Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea totdeauna seara ca amic. Încă era și dumnealui Tincuța Dăscălescu, care mi-este amică, și-a schimbat-o dumneavoastră martoră că a fost acolo și poate să jure cum s-a întâmplat. Las-o pe dumnealui, nu e aici în sala de judecată. Dumnealui e afară, o să răspundă când o vom chema. Acum spune dumneata. Spui, a venit dumnealui. Nu te mai chemat, am biletul dumitale. Inculpat, inculpat tăcere. Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa, care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu. Ăștia cine sunt? Permiteți, domnule prezident. Vă permit, domnule avocat. Se referă probabil la Eminescu și la Victor Hugo. Da, da, ăștia sunt. Cum sora dumitale care a murit? Da, la spital, de piept, ieșise din azil și îi plăcea poeziile. Și o iubeam foarte mult. Eu o băgasem în azil că aveam o protecție. Și când vorbeam cu ea, apoi toată noaptea o visam. Cum vorbeai cu ea? Cu dumnealui, învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și că s-a întâlnit cu mama. Mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte. Ei, am zis că a trecut iar în incarnațiune. Tăcere, tăcere! Și dumneata credeai? Cum să nu crezi dacă vorbea masa? Dar ceasul și inelele, cum ți le-a luat? Fără să știu, era mediu, domnule prezident, mediu. Tăcere, inculpatule! De vrei să nu se agrave situația? Spune. Da. A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat ră niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice, dezbracă-te. Scoate tot. Tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul care l-aveam cadou de suvenir de la o mătușă de-a mea. Și cu medalionul, cu șuviță de păr de la sora mea și inelele și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța că poate să jure. Și zice dumnealui Tincuții, zice, tu du-te dincolo. Și-a băgat o lodăiță ailaltă și-a închis ușa și să nu vii până nu te-om chema. Tincuța râdea de noi, dar dumnealui și avea alte motive, să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat așa, și am stat așa, am stat presc la vreun sfert de ceas. Și zice, nu e adevărat, nu e adevărat. Așa, latane, care nu te-am crezut pentru ca să fii până într-atât să râzi de o biată femeie ca mine. A zic, și am auzit deodată puf în lampă și ușa buf și parcă am văzut-o pe sora mea. Am țipat și am căzut jos leșinată. Când m-a deșteptat Tincuța, ia-l pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, nicăieri. Da. Bine. Să vină martora Tincuța Dăscălescu. Au Dăscălescu! Prezent! Să rămână, domn prezident, am auzit tot că ați lăsat răușa deschisă și pot să jur să-mi sară ochii dacă n-a fost așa cum v-a spus tața Caliopa. Încă eu și râdeam, dar când am văzut-o pe tața leșinată, am țipat că credeam că aș omorât-o. Că știți dumneavoastră că au fost răcazuri de omor? Bine, destul. Domnule avocat al apărării, da. Aveți cuvântul. Da. Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașe. Ca orice copil în fașe, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui.
patul, din greșeală, în starea impersonală de medium, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte, e adevărat, dar a făcut-o involuntar, era într-o stare absolută de irresponsabilitate. Iată marele cuvânt al științei moderne: irresponsabilitate, impunitate, tutelă, da, nu pedeapsă. Ești irresponsabil, poți să-ți permiți din când de când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face. Dar de ce ne-a pus amale la cofetărie? De rușine. Vedeți, domnilor magistrați, de rușine. Apoi poate avea rușine un om responsabil? Nu. Eu deci cer achitarea. În orice caz, circumstanțe atenuante. Nu uitați că trăim într-o epocă unde nu e rău să menajăm spiritismul și pe spiritiști. Liniște! Inculpat, ai ultimul cuvânt. Domnule prezident, i-am achemat. Altfel nu mă duceam. Eram mediu, n-am știut ce fac. Pormă m-a apucat rușinea să mă întorc. Bijuteriile le-am amanetat, nu le-am vândut. Aveți cruțare, domnule prezident, pentru un june spiritist la începutul carierii. Să trăiți, să trăiți! Liniște! Curtea se liberează! Tribunalul admite circumstanțe atenuante și condamnă pe tânărul mediu la 6 luni închisoare și 25 de lei cheltuieli de judecată. Să trăiți, domn prezident, să trăiți! Și lucrurile mele! Liniște! Liniște! Reclamanta Caliopa Ionescu ia-ți în primire obiectele spiritizate de către inculpat. Oh. Inelele, da. Lanțul, da. Medalionul, da, și ceasul. Să rămână și Dumnezeu să vă blagoslovească! Și fii mai atentă la amicii ce-ți vin în casă. Da, păi dacă-l mai prind, nu-l opăresc cu apă clocotită!